Pe scena din capela școlii au urcat mai întâi elevii de la clasele pregătitoare. Aceștia, îmbrăcați de sărbătoare sau costumați în fulgi de neac, răiese și oameni de zăpadă, au cântat și au recitat în fața publicului format din părinți, bunici, frați și surori. Elevii de la clasa 1S au avut în program poezii, cântece și dansuri dedicate iernii și sărbătorii Crăciunului. A doua zi de sărbări de la școala Sfântul Iacob a fost încheiată de copiii care învață la clasa a doua S. Aceștia au ales să organizeze o șezătoare atipică, reinterpretată. Din program au făcut parte cântece, dansuri populare, proverbe și zicători. Mai multă treabă face. Copiii au urat celor prezenți de sănătate și belșug în anul ce vine. Pentru anul care vine, vor anul se convine să trăiți o alții de belșug și sănătate. Viața întreagă să vă fie cu belșug și bucurie, să ne creșteți fără frumos și amintea sănătoși. Toți copiii au primit vizita lui Moș Crăciun, care le-a împărțit cadouri, și pentru că urmează și vacanța de iarnă, un lucru este sigur.